din nou la colegul meu Vlad Mogoș. Vlad, ai legătura. Laura Leo Iorga a murit astăzi la vârsta de 54 de ani pe fondul unor complicații. S-ar părea că o pneumonie recidivase, iar această pneumonie coroborată cu vechile probleme de sănătate cu care el se lupta încă din 2011, s-ar părea că au dus către acest episod fatal pentru artist. Mai mult decât atât, soția lui a făcut o serie de declarații la un moment dat și povestea că încă din august starea de sănătate a artistului se înrăutățise, umblau numai prin doctori. Tocmai atunci, în august, el a trebuit să se opereze la picior pentru că acea boală cruntă de care suferea încă de acum 8 ani s-ar părea că ajunsese la nivelul sistemului osos, la nivelul osului piciorului. S-a operat, i s-a montat o tijă, din păcate sau dintr-un ghinion, dacă putem să-i spunem așa, s-a îmbolnăvit de pneumonie, atunci lucru care i-a afectat foarte grav starea de sănătate. De atunci el nu a mai putut să meargă, se deplasa doar într-un scaun cu rotile, într-un cărucior. Ultima lui apariție publică sau pe scenă, dacă putem să spunem așa, a fost la data de 20 septembrie, atunci când a fost un concert la Arenele Romane. El a urcat pe scenă în scaun cu rotile, vă spuneam, și a împietrit efectiv toată audiența de emoții atunci când a reiterat și a cântat refrenele sau șlagărele care l-au făcut celebru. S-ar părea că peste o lună, la ora, peste fix o lună, la data de 2 decembrie, ar fi împlinit 55 de ani. Mulțumim, Vlad, Dumnezeu să-l odihnească, lui Leo Iorga. Haideți să vedem una dintre aceste declarații pe care a făcut-o Dan Bigman. L-am cunoscut și l-am cunoscut foarte bine și am fost alături de el, dar nu numai eu, toți, cred că toată preasa noastră a încercat să-l ajute în toate felurile posibile și concluzia, singura concluzie este că Leo a fost, este și va rămâne un exemplu pentru noi toți, noi toți cei care l-am cunoscut, pentru că a luptat cu viața asta, cum puțin am reușit să o facem. Dumnezeu să-l odihnească și cei care i-au înțeles lupta să-l ia drept exemplu. A iubit viața foarte tare și a făcut tot ce a fost posibil până în ultimul moment să ne arate tuturor că viața merită trăită. Când ați vorbit ultima oară cu dumnealui? Ultima oară la concertul organizat de prietenii lui de la Compact. A venit, a dus într-un cărucior din spital. L-am pupat cu toți, l-am îmbrățișat și am urat multă sănătate. Știați vestea sau noi v-am anunțat, din păcate? Nu, am aflat de dimineață. Am înțeles. Îmi pare rău și condoleanțe familiei. Vă spuneam că apropiații ne-au făcut declarații emoționante. Unul dintre ei este Florin Vasilică. Haideți să vedem ce a avut de spus. Eu sunt acum în stare de șoc în momentul ăsta. Deci când am văzut știrea, deci chiar am rămas mască. Eu chiar am crezut că va reuși să treacă. Noi am și promovat campania lui de strângere, de că avea nevoie și de niște bani. Ne-am întâlnit ultima dată, e și poză pusă la mine. Ne-am întâlnit ultima dată la o petrecere. Eu m-am mai întâlnit de câteva ori cu el pe vremea când și când trăia tata. Chiar atunci când ne-am întâlnit ultima dată la acea petrecere, el a fost cel care m-a oprit pe mine și mi-a zis că era chiar să nu te recunosc, că eu umblam așa cu șapcă, cu hanorac. Pe mine chiar m-a surprins cât optimism avea omul acesta, deși suferea de boala pe care o avea și trăgea de atâția ani de ea, deborda așa de un optimism. Vedeți ce? Povesteam telespectatorilor despre reacția fiului lui Leo Iorga, reacția lui Paul Iorga, extrem de scurtă, dar extrem, extrem de cuprinzătoare totodată. A postat un mesaj pe pagina de Facebook, Paul, ca un ultim mesaj pentru tatălui și spune așa, citez, îmi va fi dor de tine, și-a modificat apoi fotografia de profil, una de doliu. Frumos! Da, foarte frumos și foarte pătrunzător în același timp, adică cuvintele, îți dai seama că sunt expresia ceea ce simți, dar cred că el, săracul, probabil este devastat
Și încă o chestie ce mi s-a părut extraordinară este faptul că cei care l-au cunoscut până ca el să se stingă au admirat cât era el de pozitiv, știi? Și îți imaginezi cum erau probabil clipele lângă el când tu aveai o problemă, să spunem, și îl vedeai pe el care avea într-adevăr o problemă incomparabilă cu ceea ce ți se întâmpla ție sau, da. Și îl vedeai că e mult mai pozitiv și mai optimist decât tine. Și atunci te întrebi, știi, de la oamenii ăștia chiar ai ce învăța în adevăratul sens al cuvântului. Probabil că fiul lui este foarte mândru de el. Probabil că se simte mult mai puternic având un tată atât de puternic și probabil este exemplul cel mai bun și cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla este să aibă un tată atât de bun și atât de luptător lângă el. Îmi spun colegii o informație, în caz că o informație de ultimă oră, în urmă cu foarte puțin timp, unul dintre reporterii noștri, unul dintre reporterii Antena Stars a reușit să ia legătura și să stea de vorbă și cu soția lui Leo Iorga. Nu putea să dea, evident, declarații în acest moment. Plângea și printre lacrimi ne-a mulțumit că suntem alături de ei, că suntem alături de familia lui Leo Iorga. Eu sunt convinsă că mulțumirile astea ar trebui să îndrepte către cei care l-au iubit, cei care i-au ascultat muzica și o să-i asculte în continuare cu siguranță muzica. Și laudele pe care le aducem noi aici lui Leo Iorga ar trebui și sunt convinsă că e cazul să se îndrepte și în direcția soției. Care se pare neobosită i-a stat alături. Neobosită. Și vreau să mai amintim o altă declarație pe care a făcut-o soția acum, recent, de câteva zile. În continuare spera că soțul ei își va reveni. Spera într-o minune, așa cum au sperat cu toții. Trebuie să urmărim ultimul interviu pe care l-a acordat Leo Iorga. După anci ani, mă voi întoarce. După anci ani, sigur voi veni. Am trecut prin perioade grele și dificile, însă nu mai sunt chiar așa în disperare acum, pentru că lucrurile au început să meargă pe un făgaș viu. 8 ani de zile viața mea se desfășoară în două situații, pe scenă sau în spitale sau în clinici. În Germania am fost la început vreo săptămână doar în investigații foarte amănunțite. Una dintre analize a costat vreo 2700 de euro, o simplă analiză de sânge. Wow. Nu e simplă, e mai complexă. Pentru a face o intervenție radiochirurgicală, așa se cheamă, care este cyberknife, deci este cibernetică. Da. Adică nu te taie nicăieri, e un aparat de ultimă generație despre care trebuie să audă toți bolnavii atât de cancer și de alte boli grave, care practic se aseamănă cu un laser. Practic acum tratamentele și operațiile și toate sunt de paliative, adică să-ți întrețină viața, da, să lungească viața, asta înseamnă între 2 luni și 20 de ani. Corect. Și să ai o stare mai bună, fizică. Dacă nu era asta, cred că nu. Așa și-am vrut să abandonez, sincer. În Germania era atât de greu tratamentul înainte de operație. Cine te-a ajutat sau cum te-ai ridicat în momentul ăla? În momentul în care ziceai, bă, nu mai pot. Era soția mea cu mine acolo, a venit și cel mic. Da, da. Eu senzația prin care am mai trecut, de fapt, este cât se poate de normală. Starea asta de deznădejde, pentru că n-a zice că e foarte egală cu depresia, deznădejdea. Da. Este și un păcat, mai ales când ai, cine știe, niște lucruri de făcut încă, însă de multe ori cauți să te muți în brațele lui Dumnezeu și să renunți la lupta ta. Acest lucru, în schimb, am trecut cu bine și peste acest lucru, soția mea este o ființă foarte veselă, așa am încercat e să mă scoată scoțându-mă pe mine, la anumite restaurante sârbești de prin Hamburg, acolo cu greu m-am putut deplasa. Am și slăbit, nu foarte mult, dar am slăbit. În orice caz, este uimitor unde a ajuns, cum să spun, colaborarea asta intrinsecă între medicină și cibernetică. Spunem încă o dată, Dumnezeu să-l odihnească în pace.